de dialog social au fost totalmente ignorate. Acest lucru ne-a determinat ca la începutul acestui an, pe toate insistențele care le-am făcut în cursul anului trecut, culminând cu retragerea din comisia de dialog social de la nivel național, de solicitarea convocării de pentru a stabili anumite probleme de competență acestui organism, ne-a determinat ca la acest an să începem o serie de proteste în țară, proteste care sunt pur specifice mișcării sindicale.